Despre citit. Despre citit. Eu am observat, bine, acum nu se mai prea citește și chiar și eu cel mai puțin, dar mai aș vrea să fac observație. Când eram eu, era între mulți oameni, la școală sau pe stradă, sau ce. Și atunci când găseai o carte, era ceva ce te făcea să era un fel de solitudine, de isihie, de sinergie. Acum stăm izolați în casă, cam toți care avem puține glagore și la cap. Și atunci avem nevoie să, sau teoretic, înseamnă. Na, ca să nu ne dezumanizăm, să ne tot uităm pe ecranul ăsta, pe bucovă. Bun. Despre citit, vreau să zic că decât să citești o tonă de maculatură, în două luni, bază cu am citit, am citit, am citit, mai bine înțelegi că trebuie să citești Biblia fiecare zi. Acum suntem la Emia 41 și 42, 42 fuga în Egipt. Apoi, trebuie să citești literatura clasică națională. Să strane cum expresionistul Blaga, care se luptă cu Dumnezeu, săracul, a devenit un clasic. Apoi Eminescu, el este pe doamna pe bagnotul astea maxime, cu excepția lui Iisus. Dar trebuie să înțelegem că suntem oameni. Asta este mesajul. Deci asta nu e Biblie. Apoi, nu strică nici o racordare la Europa, francez, nici Le Fleur du Malais, nu? Fleur de Mahala, nici ceva de genul ăsta te va ajuta foarte mult. Chiar și mai pot. Restaurarea a fost adusă în etapa finală, s-a încercat o refuncționalizare a clădirii. Pe latura de nord, unde este turnul de intrare și cu casa egumenească alipită de turn, aceasta este cea mai veche parte care a rămas cât de cât cu picioare din tot ansamblul. În 1748, Bun. Și atunci ce vreau să spun? În loc să citești 20 de cărți în 3 luni și pe să... De fapt, e maculatură. Mai bine găsești o asemenea capodoperă. Istoria teatrului române contemporane sau un asemenea om și îl citești, nu sistematic, îl citești tematic. Deci, domnule, îl incluzi în lecturile tale. Uite, de exemplu, Faulkner zicea că în fiecare an cerci să Dostoievski și de Bazaconini. Nu, zic că ăsta este mult mai valoros pentru că era un om normal. Dar poate prezenta dacă ești scriitor, dacă ești cititor. Literatura română și universală mult mai bine decât oricare modă și trebuie din asta. Înțelegi, dragul meu? Să vedem în ce an a apărut și închidem. 1973. Vezi aici. No, eu, hai să mai dăm un pic la mănăstire, că văd că suntem No, sper că ați înțeles ideea. Sunt, pentru că să știți că multe cărți sunt maculatură, multe lecturi care sunt cantitative și nu calitative. Mari scriitori și în ziua de azi, profesori la Cambridge sau la Princeton sau la Harvard, recomand și poeți așa, să se citească încet și a zice eu tematic. Cum e Biblia, deci nu poți să excluzi Biblia sau chiar și pe Blaga, deși Blaga e straniu cum
Eu cred că Blaga se bate cu Cornilescu, știi? Asta se poate interesant, dar era un om bun, cred. Și eu, asta mi l-a dat mama, știi? Moștenire. Clasa 8-a și asta este. Nu mai influență. În același timp este un poet ardelean, deci este un poet... Cumva putem spune este gâlceava filozofului cu monahul, nu?